seara, iată care sunt principalele titluri ale ediției. 10 suflete în două cămăruțe de 3 metri pătrați. Odăilele sunt și dormitor și bucătărie. Povestea unei familii din Târgu Cărbunești, imediat în jurnal. Liderii de sindicate din sectorul mine-energie vor avea o nouă întrevedere cu administrația complexului energetic Oltenia. Și angajații de la Garda Financiară vor intra în preaviz. 10 suflete în două cămăruțe de 3 metri pătrați. Odăilele sunt și dormitor și bucătărie și loc de lecții sau de joacă. Probabil v-ați dat seama că nici măcar baie nu au. Este viața familiei Bobeanu din satul Floreșteni, orașul Târgu Cărbunești. Mama de 32 de ani recunoaște că este destul de greu să se descurce cu venitul de 2000 de lei pe lună pentru a-și crește cei 8 copii. 8 copii și 2 părinți, în total 10 suflete, trăiesc lună de lună doar cu 2000 de lei, bani proveniți din alocațiile copiilor și din salariul tatălui. Acest dram de venit este chivernisit de familia Bobeanu în așa fel încât să supraviețuiască. Câți copii aveți, doamnă? 8. Și cum vă descurcați? Cum reușiți să faceți față? Ne descurcăm, că trebuie să ne descurcăm. Și singuri. Și... Dumneavoastră nu aveți serviciu? Soțul, am înțeles, care? La prospecțiuni lucrează. 8 copii, ce venituri aveți pe lună? Cam câți bani aveți? Alocația și pentru 20 ceva de milioane. Este destul de greu, destul de dificil. E și dificil, e și că nu ai niciun sprijin de la nimeni, nu te ajută cu nimic. Familia Bobeanu nu reușește să facă prea multe pentru copiilor cu banii pe care îi iau pe lună. Costurile unei familii cu 8 copii sunt foarte mari, dar cu toate acestea copiii sunt curați și îngrijiți. Maria este însă o femeie de 32 de ani, săracă și simplă, dar cu o deosebită grijă pentru copiii săi. Cum bucătărie și baie nu au, familia mănâncă și se spală în curte. Copiii merg la școală? Da. Da. La școală, la grădini? Câți ani au? Ne spuneți așa de fiecare în parte? Da, am cel mai mic, cel mai mare. Este cel mai mic în brațe. După aia vine el, dintre cei mai mici, 4 băieți și 4 fete. Am din clasa 8-a acum până intra întâia. 4 băieți și 4 fete. În câte camere stați? 2. În 2 camere? Da. Destul de mici, după cum arată. Mici, că nu avem nicio putere să facem mai multe. Nu puteți să extindeți aici? Aveți bucătărie, baie? Nu. Nu. Și unde gătiți? Unde mâncați? Putem afară la foc, mai avem și aragaz, dar nu prea am posibilitatea să încarc butelia tot timpul. Deci mai bine gătiți cu lemne, nu? Da. Maria Bobeanu se declară tristă că niciunul dintre copiii săi nu a putut merge într-o excursie sau tabără din cauza lipsei banilor. Cel mai important este că merg la școală. De asemenea, jucăriile le-au primit în mare parte de la alți copii. Totodată, pentru că n-au bani, trec de la lună la lună cu datorii, cumpărând pe caiet. Iar nu ne găsuim aici. Mâncăm. Astăzi, de exemplu, ce mâncare le dați copiilor? Ce aveți de mâncare? Le fac varză, le fac cam cartofi, le mai facem cu carne, cu cum sunt posibilitățile. Și baie? Nu. Afară. Baie afară? Da. Și iarna? Tot în cameră? Și iarna tot afară. Ce să facem? Termocentrala de la Ișalnița are în stoc doar 90.000 de tone de cărbune, deși în acte apar cu 140.000 de tone în plus. Lipsa în gestiune ar produce un prejudiciu de 2 milioane de euro, susține Laurențiu Ciurel, care nu crede în explicația că diferența de cărbune ar fi într-o groapă de sub depozit. Cei care au măsurat stocul de cărbune de la Ișalnița au luat în calcul faptul că depozitul începe de la nivelul solului, în timp ce conducerea de la Ișalnița ar susține că acesta este construit la 2 metri adâncime. Laurențiu Ciurel și-a propus să pornească termocentrala Ișalnița și să consume tot cărbunele pentru a vedea exact care este situația reală cu stocul de cărbune la Ișalnița. Ciurel crede că dacă se pornește un grup și au 230.000 de tone, va trebui să meargă o lună. Dacă au 90.000, o să funcționeze 8-10 zile. Acum nu o să mă apuc să sap de acolo, dar o să-i pornesc un grup și dacă au 230.000 de tone, va trebui să funcționeze o lună. Dacă au numai, cât spun eu, probabil că în 10 zile, 8 zile termină cărbunele și o să spun de acum funcționați cu ăla altul, cu diferența de 140 care spuneți voi că e acolo.
Deci asta va fi abordarea. Iar din punct de vedere, ca bani înseamnă 140.000 de tone, ori 60 de lei, înseamnă spre 2 milioane de euro, 1 milion jumate, 2 de euro. Laurențiu Ciurel spune că nu Constantin Bălășoiu ar fi vinovat de problema cu lipsa de cărbune de la Ișalnița. Am descoperit, și asta e opinia noastră, lipsa unei cantități de cărbune, lipsă în gestiune. 140.000 de tone. Conducerea de acolo și nu vreau să-l acuz aici că n-a fost apanajul domnului Bălășoiu să facă treaba asta. Vreau să fie de la început că nu-i fac dânsului o vină. Că sub platforma asta betonată pe care este depozit de cărbune ar fi o groapă de 2 metri și că în groapa aceea se găsește pe toată, ceea ce este absolut, opinia mea este absolut de necrezut. Laurențiu Ciurel nu crede că în depozit este o groapă. Mai mult, Ciurel spune că această cantitate ar fi dispărut în ultimii 3 ani. Este absolut de necrezut că sub depozitul de cărbune ar fi o groapă de 2 metri și că în groapa aceea se regăsește cărbunele. Deci eu am pornit un proces de evaluare clară a stocurilor de cărbune și a calității cărbunelui în vederea funcționării care ne așteaptă, acum sperăm noi, mai accentuate în vară. Și am găsit peste tot diferență de 2.000, 5.000, n-a fost. Dar aici a fost o diferență foarte, foarte mare. Am repetat la cererea conducerii de acolo, am repetat măsurătorile. De data asta, lângă firma care face măsurătorile și, pe urmă, când am cerut-o, aia sunt specialiști, au GPS, au instalații complicate. Dom'le, dar nu vedeți că sunt aceleași coordonate ca la noi. Cum de v-a dat? Păi, zice, conducerea ne-a spus că există și sub pământ încă 2 metri și să-i luăm în considerare și pe aia. Directorul a mai spus că dispariția cărbunelui este o problemă reală, mai ales că acela era stoc guvernamental. Ciurel adaugă faptul că la toate depozitele au fost găsite lipsă cantități de cărbune, între 2.000 și 5.000 de tone, dar aici este vorba de peste 100.000 de tone. Lipsa cărbunelui aduce după sine un prejudiciu de circa 2 milioane de euro. Liderii de sindicate din sectorul mine-energie vor avea o nouă întrevedere cu administrația Complexului Energetic Oltenia. Cele două părți vor purta discuții în cadrul Comisiei Paritare despre problemele pe care le întâmpină în acest moment gigantul energetic. În continuare, compania are dificultăți în ceea ce privește vânzarea de energie, intrând foarte puțin în ultimele zile în sistemul energetic național. Sindicaliștii speră ca de această dată să găsească cele mai bune soluții pentru viitorul Complexului Energetic Oltenia. Președintele Federației Naționale a Muncii, Constantin Crețan, a precizat ce alte probleme vor fi abordate cu ocazia acestei întrevederi. Sunt foarte, foarte multe probleme. Comisia paritară nu s-a ținut de multă vreme pentru faptul că colegii noștri sindicaliști din structurile lui Marin Condescu a făcut pe cât posibil să nu funcționeze această comisie și la un moment dat au creat o comisie paritară a lor proprie cu ministrul Niță și cu conducerea Complexului Energetic Oltenia. Avem o sumedenie de probleme, avem de aprobat ajutoare sociale pentru accidentele de muncă care au avut loc în minerii și energie. Sunt multe probleme de pus la punct privitor la salarizare și la programul de lucru și cele mai mari probleme le avem cu lipsa de desfacere de energie care ne creează o mare problemă. Vicepreședintele Federației Naționale Mine Energie, Marin Golea, a anunțat că sindicaliștii se gândesc din nou la o serie de proteste. Angajații de la Garda Financiară vor intra în preaviz. Potrivit unei ordonanțe de urgență, instituția se va desființa în termen de 90 de zile, urmând să fie înființată o nouă direcție la nivel regional. Cei 13 salariați de la Gorj sunt în pericol de a-și pierde locul de muncă pentru că se vor regăsi în noua structură doar o parte dintre ei și cel mai probabil aceștia vor susține un concurs. 13 comisari de la Garda Financiară sunt aproape de a-și pierde locurile de muncă și asta pentru că, potrivit unei ordonanțe de urgență, instituția se va desființa în termen de 90 de zile. În noua structură, Direcția Regională se va numi Direcția Generală Antifraudă Fiscală și va avea aceleași atribuții de prevenire și combatere a actelor și faptelor de evaziune și fraudă fiscală. Directorul Gărzii Financiare, Gorj Gigel Capotă, a precizat că se așteaptă hotărârea de guvern. În termen de 30 de zile se va da o hotărâre de guvern care va stabili toate liniile directoare care vor duce la respectiva restructurare. Sigur, toată lumea neliniștea este la fiecare dintre noi. În schimb, nu este ceva de îngrijorător să
va face o direcție națională antifraudă, care va avea în mare toate prerogativele gărzii financiare. Deci... În noua direcție, angajații vor deveni inspectori antifraudă. Personalul direcției va fi în permanență la dispoziția serviciului, angajații fiind dotați cu uniformă, armament și mijloace de autoapărare. Ligel Capotă spune că doar cei mai buni salariați se vor regăsi în noua structură. Orice modificare a unui, orice reorganizare are o doză de neliniște, dar neliniștea nu văd de ce să fie, pentru că cine a muncit, cine muncește, cine și-a respectat atribuțiunile pe care le-a avut, poate să promoveze, poate să fie în continuare noua structură. Acum, că nu se va mai chema gardă, știu, ne pare rău la toți. În mare parte aceea soartă ca gărzii financiare ar urma să aibă și VAMA. Aceasta din urmă va continua să existe ca structură fără personalitate juridică în cadrul ANAF și își va păstra doar activitatea de bază. Cei aproximativ 200 de angajații de la spitalul din Motru au fost la un pas de grevă. Pentru că nu și-au mai primit tichetele valorice, cadrele medicale au amenințat că ies în stradă. După ce situația a fost făcută publică, astăzi s-au plătit bonurile, urmând ca mâine să fie repartizate salariaților. Cadrele medicale nu și-au mai primit tichetele de masă din luna aprilie și au amenințat că recurg la proteste dacă nu-și vor primi drepturile salariale. Sindicatul Sanitas a trimis un memoriu la Prefectura Gorj, prin care anunța că se va reclama la ITM și Ministerul Sănătății nerespectarea contractului colectiv de muncă la spitalul din Motru. Reprezentantul guvernului în teritoriu, Claudiu Teodorescu, a precizat că a luat cunoștință de această situație. Ieri a ajuns și la instituția noastră un memoriu din partea sindicatului Sanitas în care ne-a fost aduse în atenție probleme de la spitalul Motru. O să le avem în atenție chiar astăzi, o să am o discuție cu primarul municipiului Motru, să vedem cum rezolvăm această situație. Și mă interesează și vreau să spun că inclusiv în jurul orei 13 o să am discuție și cu directorul de la DSP. După o zi de tensiune, sindicaliștii Sanitas promit că astăzi au fost plătite bonurile de masă, urmând ca mâine să fie împărțite cadrelor medicale pentru luna aprilie. Președintele Sanitas Motru, Valeriu Fotescu, a declarat că urmează să fie plătite și tichetele restante pentru lunile trecute. Defileul Jiului s-a închis de astăzi. Circulația pe defileu între Bumbești, Jiu și Petroșani va fi închisă începând cu data de 2 iulie și până pe data de 1 noiembrie, în zilele de marți, miercuri și joi, între orele 9 și 18. Restricția de circulație pe drumul național 66 este impusă de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, pentru că în cele 5 luni se vor efectua lucrări de reabilitare pe sectorul de drum. Șoferii care obișnuiau să treacă prin defileul Jiului vor fi obligați ca marțea, miercurea și joia, pe timpul zilei, între orele 9 și 18, să facă ocoluri de sute de kilometri, prin Râmnicu Vâlcea, apoi prin Valea Oltului, Sibiu și Sebeș. Restricția de circulație pe DN66 este impusă de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România, pentru că în cele 5 luni se vor efectua lucrări de reabilitare pe sectorul de drum. Ion Tudor, șeful secției de drumuri naționale Târgu Jiu, a precizat că șoferii care nu respectă restricțiile rămân fără permis. De mâine, firma constructoare, Copisa, împreună cu toți constructorii pe zonă, vor putea să se desfășoare, să se facă activitatea cu circulația oprită. De mâine, de marți, miercuri și joi, de la ora 9 până la ora 18, defileul este închis circulației publice. Se va circula numai în situații deosebite, cazul în care nu vor fi detonări, iar după ce se deschide circulația, se circulă cu restricții. Atenție, nu încercați să forțați, respectați indicația agenților de la poliție, pentru că riscați să intrați conducători auto și să ieșiți la Petroșani pietoni. Traficul va fi deviat pe traseul Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Sebeș, Simeria, Hațeg, Petroșani. Sectorul de drum cuprins în proiectul de reabilitare are 32 de kilometri, iar costul reparațiilor se ridică la 185 de milioane de lei. Începând de ieri, la Țicleni funcționează un nou centru de permanență. 10 medici și asistenți vor asigura asistența medicală 24 de ore din 24. Centrul de permanență de la Țicleni va fi dotat și cu o ambulanță și va funcționa în sediul fostei biblioteci orășenești. Clădirea aparține autorităților locale care, pe lângă faptul că au pus la dispoziție locația, vor suporta și cheltuielile cu utilitățile. Lucrările au demarat în iarnă la centrul de permanență.
Primarul orașului Țicleni, Constantin Radu, spune că va fi gratuită orice consultație, injecții și tot ce va fi nevoie. Medicii și asistenții vor fi plătiți de la Casa de Asigurări de Sănătate. Vor fi 5 medici și 5 asistenți. Centrul de permanență a fost creat ca urmare a numărului mare de solicitări venite din rândul cetățenilor care până în prezent puteau beneficia de tratamente doar la Spitalul Orășenesc din Târgu Cărbunești. Cetățenii vor putea apela și un număr pentru a solicita îngrijiri și la domiciliu. Da. Acest centru de permanență va funcționa 24 de ore din 24 și asigură populației un tratament gratuit la orice oră din zi și din noapte. Dar este profitabil acest centru de permanență? Adică știu că, de exemplu, în municipiul Târgu Jiu sunt mai multe centre de permanență care nu prea sunt folosite așa. Târgujenii tot la urgențe, la spital se duc. Așa este, la urgențe se mai pleacă și de la noi. Dar având în vedere că nu avem decât un dispensar cu doi doctori de familie care funcționează 8 ore, e foarte necesar un centru de permanență în localitatea noastră. Și câți medici aveți la centrul acesta? La acest centru de permanență vor fi 5 medici și 5 asistenți care sunt subvenționați de la Casa de Pensii. Am înțeles. Casa de Asigurări. Casa de Asigurări de Sănătate, dar Gorjenii își fac cumpărăturile în plină criză financiară de la magazinul Gărzii Financiare. Aici se pot găsi produse de curățenie, articole de îmbrăcăminte, cafea sau băuturi alcoolice. Produsele pot fi cumpărate la aproape jumătate din prețul practicat de către comercianți. Magazinul de valorificare a mărfurilor confiscate de la parterul Direcției Finanțelor Publice Gorj este în această perioadă anului foarte aglomerat datorită prețurilor foarte mici de vânzare, spune Gabriel Mihuțescu. Ce produse ați reușit să vindeți? Cafeaua se vinde cel mai bine, produse electronice și, în general, de uscalnic se vinde cel mai bine. Prețurile de la cât pornesc? De la 0,5 la 100 de lei. Da, cam așa. Aveți zilnic clienți? Da, în fiecare zi avem clienți. În prima jumătate a anului, magazinul a produs venituri de peste 47.000 de lei din vânzarea mărfurilor confiscate, în special de Garda Financiară Gorj, Poliție, Vamă sau Inspectoratul de Jandarmi. În primul semestru al acestui an, prin magazinul de valorificare a bunurilor confiscate, instituția noastră a realizat venituri totale în valoare de 47.140 de lei. Cele mai bine vândute produse au fost produsele alimentare, cafea, dulciuri, băuturi răcoritoare și alcoolice, paste făinoase, a căror valoare a fost de 16.431 de lei. Gorjenii care vin zilnic să cumpere de la magazinul de finanțe spun că vin de cel puțin 2 ori pe lună să se aprovizioneze. Aveți să cumpărați? Ce ai găsit? Nici eu nu știu. De obicei, nu știu, de fapt nu știu ce are. De obicei veniți des? Vin, da. De ce veniți aici? Pentru că mai ieftine. De obicei ce cumpărați? Ce găsesc? Am luat și dero, am luat și cafea, am luat... Ce am găsit? Și mai ce? Și un cafea. Prețurile cum vi se par? Ce? Bune! Având în vedere că nu se adaugă taxa pe valoare adăugată, prețurile de aici sunt accesibile pentru orice buzunar, iar produsele sunt diverse pentru toate gusturile. Veniturile încasate prin magazinul de valorificare a bunurilor confiscate se virează la bugetul statului. Autoritățile locale din Turceni lucrează la un loc de agrement pentru tineri. Primarul orașului Dumitru Gâlcea vă spune că este vorba de un ștrand cu o capacitate de 1000 de locuri, fiind o investiție de 23 de miliarde de lei vechi. Cei care vor veni să se răcorească la ștrand au posibilitatea și să pescuiască în lacul din zona, dar și să facă un grătar. Ștrand, lac pentru pescuit și un loc special amenajat pentru grătare la Turceni. Primarul orașului Dumitru Gâlcea vă spune că ștrandul va avea o capacitate de 1000 de locuri, 2 bazine, unul pentru adulți și unul pentru copii, restaurant și un teren sintetic de fotbal. Edilul speră să dea drumul la ștrand în jurul datei de 1 august. În acest moment, lucrările la el sunt efectuate în proporție de 90%. Da, după cum vedeți, eu zic că în proporție de 90% ștrandul este gata. Acum, eu îmi doresc ca în 2 săptămâni să rezolvăm și partea de alimentare cu energie electrică, că practic asta este lucru care în momentul de față ne face să-l ținem închis, că dacă energia electrică ar fi asigurată, toate celelalte ar merge de la sine și doar putea să funcționeze.
Este un ștean foarte modern, cu restaurant, teren de fotbal. Da, are restaurant, are terasă, are teren de fotbal, are bazin mic pentru copii, bazin mare pentru adulți. Pentru cei care vin cu familia la ștrand și vor să facă și altceva, în zonă există un lac unde se poate pescui, dar și un loc special amenajat pentru a face un grătar. În apropiere este o baltă pentru tăticii care nu vor să stea la soare și vin cu familia, pot să meargă să pescuiască. Avem și o zonă unde se pot face grătare. Devine o zonă destul de, zic eu, atrăgătoare pentru cei care vor să-și plătească câteva ore sau chiar câteva zile în zona noastră pentru a se relaxa. Cât v-a costat investiția aceasta? Păi, ștandul ne-a costat în jur de 23 de miliarde vechi, a plecat licența la 28 și a coborât până la 23. Urmărim în continuare datele meteo. Știrile orei 20 se opresc aici și rămâneți cu noi. Urmează editorialul Pilula cu glazură de ceanură, realizat de Ovidiu Popescu. Eu vă mulțumesc pentru atenție, o seară bună tuturor!